Salutare, prieteni! Sunt Florin de la tutorialevideo.info și astăzi o să vorbim despre următorul buton și anume Lasso Tool, da? Prescurtat cu tasta L de la tastatură și vom învăța să-l folosim. Acesta este folosit în special pentru selecții. Vom merge pe el, avem această imagine și o să selectăm această bilă rotundă, da? Folosind Lasso Tool, prima unealtă din bară. Această unealtă se folosește în cazul în care aveți nevoie de o selecție liberă care să nu contureze, să nu fie automatizată. Ea pur și simplu se va face cu mâna liberă, practic trebuie să aveți o bună coordonare cu mouse-ul, ok? Trebuie să încercați să mergeți cât mai aproape de contur și să ajungeți de unde ați plecat ca să puteți uni selecția. În momentul de față avem o selecție făcută cu Lasso Tool. Observați aici în bară, avem bifat selecție normală. New selection. Ok, după care să spunem că vrem să mutăm această selecție. Ei bine, pentru a muta această selecție trebuie să mergem pe Move Tool, fie apăsăm cu mouse-ul pe el, fie de la tastatură apăsăm tasta V. Este foarte bine să învățați aceste prescurtări. Și acum pur și simplu o să luăm de aici, după cum bine vedeți, l-a tăiat de aici și îl putem muta unde vrem noi să-l punem. Aici, spre exemplu. Ok? Pentru a deselecta, putem folosi tasta Ctrl și D de la Dorin, deci Ctrl D, sau de la Select, în bara de meniuri, deselect. Uitați că vă arată și aici, deselect sau control D. Ok. Observați că aici a rămas gaură, pentru că noi în practic am mutat, nu am copiat această selecție, ci am mutat-o efectiv. Vom merge puțin înapoi, la imaginea originală, folosind combinația de taste Alt-Ctrl-Z de la ziua, deci Alt-Ctrl și Z, da? Ținem Alt-Ctrl apăsat și apăsăm Z de câte ori e nevoie să mergem înapoi. În Photoshop acesta este presetat la 20 de întoarceri înapoi, dar în cazul în care aveți mai multe acțiuni întreprinse pe o fotografie și să zicem că ați greșit și vreți să vă întoarceți cu 30 de pași înapoi, acest lucru nu va mai putea fi folosit, deoarece depășește acele 20 de acțiuni de întoarcere. Singura variantă ar fi să o schimbăm la 30, 40, 50, 100, în funcție de cât avem nevoie și de cât de mare este proiectul la care se lucrează. Recomandabil nu este să țineți un număr prea mare de întoarceri, pentru că acest număr o să vă îngreuneze puțin Photoshop-ul. E bine doar că atunci când aveți ceva mai complex de lucrat să mergem în meniu și să ne setăm o valoare mai ridicată. O să vorbim și despre acest lucru într-un următor tutorial. Momentan suntem la selecții și revenim. Lasso Tool, ținem apăsat asta de la mouse, da? Și ni se deschide trei opțiuni. Deci Lasso Tool este selecția liberă, da?
pe care o putem face cu mouse-ul, exact cum ne dorim noi. Da? Ce mai avem? Avem poligonul Lasso Tool. Ce face această selecție? Această selecție ne ajută foarte mult când avem de selectat obiecte, ceva care nu necesită multe linii curbe, multe, cum să zic eu, se folosește mai mult în cazul liniilor drepte. Putem merge din aproape în aproape. Să zicem, vrem să selectăm această piesă, da? Vom da click de început aici. Da? Și uitați. Mergem până în colț și punem încă un click. Până aici avem o selecție, da? Mergem până la următoarea. Click. Clickul delimitează această linie dreaptă de selecție, da? Și vom merge, vom încerca să selectăm până la un punct. Da? Am ajuns aici. E, vedeți că aici este o chestie rotundă. O putem selecta și pe aceasta. Numai că va trebui să mergem din aproape în aproape și să fim cât mai atenți să nu avem colțuri, să nu avem prea multe deformări. Da? Aici e un caz puțin mai dificil pentru această unealtă, dar aici este un caz foarte fericit și ne va ajuta foarte mult să obținem o selecție foarte bună cu această unealtă. Ok, am făcut o selecție, deselectăm și vom merge la următorul buton. Magnetic Lasso Tool. Acest tool magnetic, de ce îi spune magnetic? Magnetic pentru că pur și simplu acționează ca un magnet. Este o altă uimitoare de selecție în Photoshop. Poate face selecții foarte perfecte dacă este folosită cum trebuie, corespunzător. Tot ce trebuie să facem este să plimbăm cursorul mouse-ului după ce dăm click pe selecția de început, da? Și vom merge, selecția se va pune automat pe marginea obiectului conturat. Cel mai bine acționează în cazurile în care avem o diferență contrastantă între obiect și partea de fundal care trebuie eliminată sau decupată. Da? Putem face și click în cazul în care vedem că depășește puțin sau tinde să iasă în afara zonei de selectat. Da? Putem pune click, click. Da, observați cum merge pe contur. Aici, după cum vedeți, tinde să iasă din zona conturată. De ce? Pentru că este o mică diferență între obiectul selectat și fundal. Vor merge, ne vom mai ajuta de câte un click și când ajungem la final să unim selecția, vom face dublu click. Și vom obține o selecție perfectă a unui obiect. În cazul în care nu se selectează perfect, o să vedem într-un alt tutorial cum putem ajusta selecția, cum o putem modifica ca să fie foarte, foarte perfectă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne auzim în următorul tutorial.